Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul săptămânii. Vă provoc săptămână de săptămână să descoperim oameni care prin viața lor se dedică slujirii pe diferite planuri. Unii sunt profesori, alții sunt preoți, fiecare în dreptul lui are o menire, o menire pe care cu toată dăruirea încearcă să o îndeplinească. Invitata mea de astăzi are o menire deosebită și despre ce este vorba vă veți convinge chiar dumneavoastră. Invitata se numește sora Bogdan Catrina și vă spun bun venit la emisiune. Bine v-am găsit, bine ne-am întâlnit. Soră, faceți parte din Institutul Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, de ceva ani, voi spune de acum, dar până la a ajunge la a face parte din acest institut, știu că aveți o istorie foarte, foarte interesantă, care s-a născut în Luizi Călugăra, județul Bacău. Ce vă amintiți de acea perioadă pe care ați trăit-o la Luizi Călugăra, acolo unde ați văzut lumina zilei? Sunt amintiri foarte multe și frumoase. Copilăria, sigur că a fost frumoasă. Atunci nu aveam greutăți, dar după ce au început să vină greutățile. În ce fel de familie v-ați născut? Câți frați ați fost? Am fost 5 frați, 2 surori și 3 frați. Dar frații mei erau cu mult mai mari decât mine. De exemplu, când eu m-am născut, fratele meu cel mai mare era în armată, adică la război atunci. Pe timpurile acelea. Pe timpurile acelea, da. Și a fost un interval mare între așa. Și dintr-o familie obișnuită. Nici... O familie simplă, cum erau atunci, simplă, dar o familie era credincioasă, nu-i da. Așa? Am mai spus odată că eu am crescut și m-am trezit, cum să spun, dimineața când mă trezeam, mai ales iarna, mă trezeam în murmurul cum tata se ruga. El când se scula din pat, s-a apucat să se spele, să se încalțe, cum erau atunci, să umblau cu opinți și în timpul ăsta își făcea rugăciunea. E o imagine mai rar întâlnită, pentru că de obicei în familie mama este cea care se roagă mai mult, se dedică mai mult rugăciunii. A spune că tatăl era cel care își spunea rugăciunile cu voce tare dimineață este din start ceva deosebit. Mama se ruga împreună cu noi sau ne punea pe noi, pe când tata se ruga pentru că trebuia să se roage, așa am gândit eu. Și le spunea, nu spunea tare, tare, dar așa bâmbărăsind așa, cum se spun. Și tot am ascultat să înțeleg ce rugăciuni face. Și în mai multe dimineți, mai multe, am pus cap pe cap și mi-am dat seama ce spunea. Spunea crezul, mărturisescul și actul de căință. Esențialele, practic, da, nu? Da, și după aceea, cred că mai spunea și tatăl nostru la urmă. Era, da. Era o figură severă, tatăl dumneavoastră? Da, era un nu aspru, dar era un om hotărât, pentru că probabil a făcut și viața, pentru a făcut foarte mult, a făcut armată, război, urmă, primul război mondial, al doilea război și era un om așa mai nu aspru de răutate, era de viață, sever. De ceea ce da. A trăit, de da, cum i-a fost dat să trăiască. Dar el era bun. Spuneți-mi cum v-au îndreptat pașii către biserică. Cum vă amintiți primul contact cu lumea aceasta a bisericii? Eu stau, casa mea este aproape de biserică și când a început să vină, nu știu, în ce an, când s-au desfințat mănăstirile, au început să vină maicile acasă. De la Domnul Iisus erau în Franța, în Germania, nu știu pe unde erau, și au fost trimise, sau nu, la alte la mănăstiri unde erau, au fost trimise acasă. Și ele își țineau, vedeau ce se întâmplă și își țineau programul spiritual în continuare și acasă. Și veneau la biserică. Și eu tot jucându-mă pe acolo, sigur, umplând și mai mă trimitea mama ori la magazin, unde trebuia, auzeam în biserică și mă intram acolo și vedeam că ele erau în grup și se rugau așa de frumos. Și poate am urmărit cam când se duc și mă duceam și eu, stăteam pe la ușa bisericii. La ce vârstă se întâmpla acest lucru? Câți ani aveați? În jur la 10 ani. Deci o vârstă fragedă, când da, copil. Era, mintea vă era la joacă, de fapt, da, în principiu, dar v-a atras și zona aceasta rugăciunii. Și zona aceasta, da. Și
Deci, nu că m-a... atunci era propaganda asta comunistă și învățătorii și toți care erau căutau să ne îndepărteze de religie și vorbeau contra. Și în mintea mea s-a făcut așa o confuzie, o nu știu ce. De ce la școală spune așa și aici e așa? Și atunci eu am dat înspre biserică, că am văzut că acolo se vorbește mai frumos. Că e altă lume, nu? Altă lume, se spune așa cum trebuie, nu spun ca ăștia. Vorbeau tare urât la biserică, despre biserică, despre preoți. Despre preoți, despre tot ce înseamnă, da, ce înseamnă religia și credința. Ce înseamnă Dumnezeu, credință, da. Și așa, tot mergând, văzând, și am început să mă apropii de ele. Și ele sigur că erau dornici să vadă un copil când vine, probabil. Și așa, încet, încet. Și până preoții nu prea aveam voie, după ce am făcut mai mari, 11-12 ani, așa, a intrat preoții ca să ne educe un pic, dar nu era voie. Că dacă cumva, o făceau tot pe ascuns, fiind în perioada comunistă. Pe ascuns, comunist. Pentru că dacă vedeau un preot că stă de vorbă cu un tânăr sau cu o tânără, era chemată la siguranță, cum se spunea atunci. La securitate. La securitate, nu siguranță. Da, securitate, la securitate. La da. Securitate, da. Și așa că ei se fereau. Și nu știu cum surorile astea mai mari, maicile, vorbeau cu ei și ne spuneau nouă și mergeam la confesională. Practic găseau metodele potrivite, metodele astfel potrivit. Încât să vă apropie de biserică, da? Și să vă să pună această sămânță, nu, în dumneavoastră, pentru că încă de atunci, din perioada copilăriei, sămânța aceasta a dăruirii, a era. Vocației față de măicie, cum se zice în popor, a fost plantată. Știu că după ați plecat la Constanța, dar cu alt scop și s-a întâmplat altceva. Povestiți-ne ce s-a întâmplat la 14 ani când ați plecat la Constanța. Nu la 14, mai târziu, la 14 am depus voturile. Pentru că, cum am spus, după 12 ani am început preoții să ne așa și eu spun la confesional, mergeam și puneam voturile. La 14 ani. Și s-a întâmplat lucrul ăsta la 14 ani. Da, erați conștientă ce înseamnă? Nu prea, dar știam că pentru că îl iubesc pe Iisus și trebuie să fac așa. Punct. Și atât. Atât, altceva. Știați și ați înțeles atunci că asta înseamnă că nu vă veți căsători, că alegeți o altfel de viață? Da, atunci, nu, cum să spun, nu făceau numai decât pe viață. Nu făceam pe viață. Făceam pentru o perioadă. Am înțeles. De la o sărbătoare la alta, iar, așa, iar, dar nu pe viață. Deci ați luat-o cu pași micuți. Cu pași micuți, da. Dar în perioada aceea, când ați depus aceste voturi pe perioade scurte, v-ați gândit vreodată dacă vreți să aveți o familie sau să urmați drumul acesta? Eu la familie nu m-am gândit când am văzut că maicile astea atâtați de senine, frumoase și se roagă așa de frumos. Eu ziceam că rugăciunile acelea le fac ele, așa frumos, nu m-am gândit. Cu toate că am fost un copil normal, mergeam la joacă, la minge, la... Nu era diferență numai decât, dar eu știam că eu trebuie să merg la biserică. Încolo eram ca ceilalți, dar cu gândul la biserică eram. Era mai accentuată partea aceasta. Și așa, a fost foarte, o viață foarte frumoasă, spirituală acasă, că chiar dacă nu era, dar preoții ne ajutau și este de fericită pomeniri. Părintele Andrici era vicar la noi și pur ne-a luat el așa și a făcut cor, pentru că acolo nu se puteau amesteca, domnule, preotul trebuie să facă cor și atunci avea ocazie să fim împreună. Și atunci ne mai vorbea, ne mai vorbea despre consacrare, despre asta, așa. Practic, ușor, ușor ați descoperit da. Ce înseamnă această da, viață. Da. Și eu am zis atunci când mi-am dat seama că nu trebuie să, cum să spun, n-am să am familie și am spus că eu n-am să am familie și nici nu vreau, dar vreau ca să-i ajut pe aceia care au nevoie. Am spus că sunt mame care au copii și nu pot să-i la... Eu am să mă duc și am să am grijă de copil, că mama să s-o ducă să fac. Așa era mintea mea atunci. Asta... Practic, erați dispusă să ajutați. Să ajut, asta da. Ați urmărit. Asta să urmărit. Ajutați să fiți slujitoare, nu? Să-i da, slujiți da, da, da. Într-un fel sau altul pe cei care, pe cei au, care nevoie. Au nevoie. Da. Și pur au intervenit, sigur, modificările astea
politici sau nu știu cum se spune, s-a făcut colectivizare, a fost o perioadă extraordinar de grea și nu se poate explica ca să poată cineva să înțeleagă ce a fost atunci la colectivizare. Doar cei care au trăit știu, da, ce... Și nu pot să exprim în așa fel ca celălalt se poate înțelege. Nu poate înțelege prin ce am trecut. A venit colectivizarea și după aceea în 70 s-a mai schimbat-o, nu știu ce a fost acolo, s-a schimbat ceva, că fiecare trebuia să-și ia o porție de pământ și să răspundă așa, și mama, Dumnezeu să o ierte, a spus că vai de mine, fata mea, tu ești singură. Între timp frații s-au dus fiecare la casa lui, așa, așa, și am rămas numai eu cu mama. Tata a murit în 65 când așa a venit colectivizarea. Și în 70 atunci au zis că n-ai să poți să, ce ai să faci tu, că dacă nu faci planul, așa spunea, dacă nu faci planul, te bag la pușcărie. Și mama săracă așa s-a speriat. Ce ai să mă fac eu, că tu ai să mergi la pușcărie, că n-ai să poți singură să faci față cerințelor. Și atunci veneau delegații din alte părți ca să iei muncitori la noi în sat, era multă lume. Și cine vrea să meargă? Și au venit din Constanța. Cine vrea să meargă acolo, că ne dă bani, ne dă produse, ne dă. Că atunci practic vă oferă de muncă și în același timp vă asigură cazare, mâncare, nu? Da, da, și ne dă mai mult, pentru că trebuie să nu știu că își mai aduc aminte care au mai fost atunci, ne dădea un leu pe zi de muncă. Era mult, seama, sora? Era un mult? Leu. Nu că era mult, dar cu un leu era 50 de bani kilogramul de sare. Am înțeles. Vă dați seama, da, câți bani erau. Da. Un leu pe zi de muncă. Am avut 150 de zile de muncă și am luat 150 de lei pe un an. A fost o viață foarte grea care nu se poate spune. Și atunci am plecat. Știu că cu era... speranță, cu gândul că va fi mai bine la Constanța trebuie, decât ceea ce v-ar fi trebuie, așteptat la Luiz. N-aveam de ales. Și sigur m-am dus acolo și eu tot apropiată fiind de biserică. Și acolo așa au dat Dumnezeu că ne-a cazat lângă biserică, între niște case acolo cum erau. Și eu întotdeauna când veneam de la câmp, de unde veneam, treceam întâi pe la biserică să văd ce pe acolo, ce e de... Și dimineața mă sculam iarăși când nu știu cum era programul de slujbă. Întotdeauna eram prezent acolo. Și erau niște flori, nu mai știu de care erau. Și eu am spus că în fiecare zi am să le ud, să văd ce fel de flori sunt. Nu mai știu ce mai erau. Și eu în fiecare zi, și părintele m-a văzut că eu merg acolo mereu. Nu mă duceam la parohie numai decât pentru că nu cunoșteam, nu știam. Mergeați la biserică, la biserică, practic. Atât, la biserică. Și numai odată îmi spune părintele, treceam pe acolo și mă strigă. Zic, alo, alo. Zic, mă gândeam, nu, pe nici ce să mă strige pe mine, ce are treabă cu mine? Nu cunosc cu pe nimeni, nu-i așa? Nu, n-am vorbit cu el, nu știu. Și nu m-am spune că nu știa cum mă cheamă. Tu, ia vin aici. Și m-am dus și o să zic, uite că soara a plecat și zice că am treabă, vine Miru, trebuia să vină Miru. Și nu vrei să vezi, da, dar eu trebuie să mă duc acolo, că am angajat acolo, trebuie să, nu se poate să lipsesc. Lasă că zice că am vorbit eu și vorbesc, că numai tu, uite că astăzi trebuie să facem aia. Și am vorbit cu șefa și ea au zis că zice, da, lasă că am vorbit cu părintele, tu du-te acolo, lasă, noi mergem la câmp, tu du-te acolo. Și așa am rămas. Și așa ați intrat în lumea aceasta parohiilor, să zicem. Exact, da, la parohie, da. Cum a fost prima zi în parohie? A fost ceea ce v-ați așteptat sau vi s-a părut un volum de muncă foarte mare? Cum ați perceput? Volumul de muncă nu mi s-a părut mare, pentru că eu și acasă mai mergeam pe la parohie. Eram la sacristie cu alte fete și atunci mergeam. Aveam grijă de lenjeria bisericii, de albe, de astea, și mai mergeam și pe la parohie. Cunoșteam, știam, dar a fost greu singurătatea și străini. Totul era străin. Tot era străin. Eram eu o moldoveancă. Nu erau telefoane, nu? Atunci să sunați, să vorbiți acasă, nimic. Scriați scrisori sau care era? Scriați scrisori ca să țineți legătura cu mama, nu? Da, cu mama. Și așa a fost foarte greu. Și mai ales când dintr-o dată m-am pomenit că trebuie să fac mâncare. Vine părintele la masă.
Vine părintele la masă. Văleu, vine părintele la masă. Și eu ce să fac? Dar aveți totuși o experiență în sensul ăsta, pentru că bănuiesc că și acasă v-ați implicat în aceste activități. Acasă era altceva, dar aici era diferit. La evident, era diferit. Un alt nivel, da. Erau și alte așteptări. Am avut noroc, pentru că tot mergând pe la parc, eu am mai prins câte ceva așa, cam cum trebuie să pui, cum trebuie să faci. Și a fost greu. Știu că am slăbit așa de tare că de acum lumea nu mai mă cunoștea acum. Când nu dormeam noaptea, mă trezeam și mă uitam, măi, eu în parochie, eu. Da, chiar sunt în parochie. Era o casă mare nemțească, cu niște uși mari, cu niște coridoare mari. Practic, și dorința dumneavoastră de a ajuta s-a concretizat început acum și v-ați văzut în fața măreției acestui ajutor, pentru că era de fapt un efort imens din partea dumneavoastră pentru vârsta pe care o aveați, o vârstă de 26 de ani, da, sigur, da. Și așa, părintele a zis că stai până când găsesc pe cineva. Și cât a durat până a găsit pe cineva? Până la... Și am zis, părinte, și te caut. Și asta a fost vara, nu știu ce, și până toamnă tot o căutat. Și până la urmă a spus, părinte, n-ați mai găsit? Păi zic că eu sunt prost să caut, dacă am. Vai, dar cum adică? Așa a fost vorba, că... Și îi lasă, zice, că stai aici, stai. Atunci era bine că mai era echipa. Seara mă întâlneam cu fetele care erau la câmp. Cunoștințe de la Luizi, din copilărie. Da, era o echipă de la Luizi, eram, nu știu, mult, 20 și ceva de persoane sau 30, toate fete, erau și femei. Și până ele veneau acolo și mă ajutau la ceva. A fost tare frumos, la urma urmei. A venit momentul când ele s-au întors acasă și dumneavoastră ați rămas. Asta a fost greu, când am rămas acolo, dar nimeni nu știe, dar când au plecat ele, părintele și-au dat seama că suferiți. O să fie ceva. Și el a plecat. S-a dus la Constanța, eram la Gogolnicianu. S-a spus că are treabă la Constanța. În ziua aceea când au plecat. Și le-am ajutat, adică nu că le-am pentru că până la autobuz, întâi, după aceea când m-am întors înapoi, ele nu mai sunt, am închis ușa, am plâns așa de tare, acum stau și încep, îmi vine să râd. Da, că dar atunci era, v-ați simțit nu singură, era nimeni, părăsită, nu? Singură, părăsită, ce mă fac eu? Și o trecut, a fost greu. Câți ani ați stat la Constanța? Am stat până în 75. Deci din 70 până în 75, da, ani. Da. Și pe urmă părintele a fost mutat de acolo, a venit un alt preot și nu știu cum a fost, că eu am spus că vreau acasă. Vreau o Moldova mea, nu mai vreau aici, vreau acasă. Și cui îi spuneați lucrul ăsta, părintelui? Eu singură, mie. Ați spus-o cuiva, unui superior? Și că... dar nu era superior atunci, nu știu cum să-i explic ce situație era atunci. Noi eram niște persoane a nimănui. Adică fete bătrâne. Era practic cum vă înțelegeați cu parohul. Cu parohul, da, 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 da. Și până la urmă am hotărât că mă duc acasă. Și când am trecut prin București, că totuși se spun acolo la... Era Monseniorul Agustin, să-i spun că parohia a rămas că eu am plecat. Și Monseniorul Agustin, Dumnezeu să-l odihnească, zice că nu pleci nicăieri, stai aici. Până când, spun eu, era un om sever, nu știu dacă l-ați văzut, era un om așa. Și așa au spus, a stat acolo. Aveam bagajele la bagaje de mână, așa se punea atunci, la gară, la bagaje de mână. Și am spus că am bagajele în gară, că mă duc acasă. Și am făcut o escală, am oprit în București. Și zice, nu-i nimic, lasă că rezolvăm. Și a venit și numai mi-a spus că te duci la Craiova. Dar unde e Craiova? Și era părintele sociu Ilie. Nu știu, nu l-am mai văzut de mult. M-a văzut că m-a speriat și era și el din sat. Practic, drumul spre Moldova a fost curmat și întors întors spre Moldova, Craiova. Spre acolo, Oltenia. Și a venit el și mi-a arătat că eu m-am speriat. Unde e Craiova asta? Unde? Mă gândeam că cine știe pe unde e, ce, nu știam. A venit cu harta și mi-a arătat că uite aici e Craiova.
Și ce ați găsit acolo? Tot într-o parohie? Tot la parohie, dacă acolo era nevoie. Unde la fel nu era să se ocupe de nu casă? Era, tot așa plecase persoana. Și acolo era un preot vicar, tânăr, tot din sat. Așa, din Luizică Lugără. Așa, ei, și nu v-ați mai simțit singură? Întâlnind nu m-am mai simțit singură, sigur, dar a fost foarte greu. Vai, ce poveste, măi, când m-am dus acolo. Ai, poveste ca de... M-am intrat jos în Craiova. M-am urcat în tren, acolo a spus că la Craiova cobor. Am coborât și știi, e un taxi și te duci. Am coborât. Iau taxi și spun unde să mă duc la biserica catolică. Șoferul celălalt nu știa de catolică. Acolo se spunea Biserica Sfântul Anton. Nu știa de catolici. M-a dus pe la toate bisericile, pe la toate mănăstirile. Păi și dumneavoastră știați și unde trebuie să ajungeți? I-a spus șoferului, stai să văd. Dacă e aici sau dacă nu. Și mă urcam înapoi, nu e aici, altceva. Și m-a dus până când am ajuns, era marți seara, și biserica din Craiova este, cum spun, șoseaua e mai jos, biserica e un picuț sus, așa, pe deal, și era seară de acum. Și când am ajuns acolo la poartă, m-am uitat, am văzut că era lume și se ruga la Sfântul Anton. Și a zis, aici e locul meu. Și a spus, du-te de acum că aici, gata. Și atunci am intrat și l-am văzut pe părintele. Știam că este el acolo. Și m-a văzut și el și atunci gata, m-a luat în... Cum a fost acomodarea la Craiova? A fost greu, că era oraș mare, erau angajați, eu eram aici la Gogolințeanu, nu era nimeni, niciun angajat străin, aici erau angajați, erau... Da. Oricum trecerea bănuiesc a fost destul de bruscă de la Luizi la Cogălnicianu, nu? Da, de pe ulițele satului, de lângă biserică, aproape de Constanța, în Cogălnicianu. Da. Și acum mai ceva la Craiova. În Craiova, da. Dar, nu știu, Dumnezeu m-a întărit. Pentru că, trebuie să spun și asta, că tot timpul m-am rugat. Rugăciunea, să știți că ține foarte mult. Chiar dacă pe moment nu ne dăm seama, dar rugăciunea face foarte mult. Prin toate greutățile, când mă gândesc câte au fost, numai atunci cu mașina de la gară până la biserică, câte au fost, zic că Dumnezeu nu m-ar fi întărit. Puteai să-ți ieși din minți atunci, când m-a dus șoferul celălalt la undeva, zice, uite, aici mai sunt maici. Când mă duc acolo, erau niște maici ortodoxe acolo într-o, nu știu unde. Zic, nu aici. Și mi-a rămas în minte imaginea aceea cu niște maici bătrâne. Cine știe ce-o fi fost acolo? A fost vreo mănăstire sau ceva? Dar totuși Dumnezeu m-a întărit că am fost tare și am... Ați avut momente în care ați vrut să renunțați? Da. Să ziceți, gata, plec acasă, da. Nu mai vreau să știu de nimeni, de nimic, mă duc la mine, la lui, zi unde mă simt eu acasă. Da, a fost momente. Și că să părăsesc, să nu mai mă duc acasă la mama, stau cu mama. Și după aceea am scansat și m-am gândit eu și am spus că nimeni nu te-a pus pe calea asta, tu singur ai vrut, așa că tai din gură și mergi înainte. Și am mai spus la surorile de celălalt, dacă ar fi fost, pentru că pentru viața asta consacrată sau pe viața asta, nu este bine să fie cineva care să te îndemne. Trebuie să iei singur decizie. Da, pentru că la momentele astea am spus că dacă ar fi fost cineva să mă fi pus, acum eu cred că mergeam, că a fost o fire mai așa... Aprigă. Așa, aș fi dus și aș fi dat în cap. I-ați fi reproșat că v-a îndrumat pe calea asta? I-aș fi dat în cap. Unde m-a dus? Dar stai, eu trebuie să-mi dau singur mie în cap. Eu am făcut... Ce spunea mama dumneavoastră? Îi mărturiseați în scrisori când aveați momente grele? Nu. Niciodată? Nimeni n-a știut treaba. Astea, acum am început, sunt unele lucruri, cum spunea și părintele. A fost lucruri pe care nu le-am spus niciodată la nimeni. Pentru că așa consideram că nu trebuie să știe toți. Și că rufele se spală în familie, cum a fost un dicton așa. Atunci am zis, nu, greutățile mele... Le duc singură. De ce să le dau pe spatele altuia? Sunt ale mele. Și mama nu știut. Și cu toate că atunci când am rămas acolo, ea nu voia. Și părintele, nu mai știu cum erau corespondențele atunci, nu știu cum au vorbit, mai aveam și un frate acolo în Constanța, în Oituz. Nu știu că ați auzit de satul, da. Oituz. Aveam acolo un frate și părintele sigur că colabora cu el, că el era fecior de biserică, era așa. Și au vorbit și au chemat-o pe mama acolo. Asta urma să vă întreb dacă vreodată mama v-a vizitat în aceste parohii. Da, au venit atunci și i-au spus părintele cu fratele, nu știu cum, ca să ia actele de acolo, să vină să-mi facă încadrarea.
Și că așa, zic, stai o bucată, dar fără, trebuie să ai un... Așa, eu nu voiam, am spus că nu vreau încadrat nimic. Eu muncesc cât pot, după aceea o vrea Dumnezeu. Ce-o fi? Nu. Dar au fost deștepți că nu m-au lăsat. Au făcut încadrare că am avut carte de muncă. Și a venit mama și părintele o convins-o ca să mă lase. Și m-a lăsat. Și bine a făcut, că iată, drumul s-a dovedit a fi cel bun. S-a dovedit cel bun, da. După Craiova, ce-a urmat? Ați ajuns în sfârșit în Moldova? V-ați reluat traseul pornit? Am ajuns în Craiova. Am stat acolo la Craiova un an jumate. Atunci au început să facă seminariștii armată. Și atunci a fost prima dată, primul lot de seminariști care au făcut armată, au venit la Plenița. Cred că mai sunt și părintele Bulai. Seria lui au venit la Plenița și atunci nu era bine că ei mai aveau pe cineva acolo, când mai scăpa de acolo venea la pereche și eu așa cum se putea pentru seminariști mai făceam, le mai dădeam pachete, printele mai mergea, le mai ducea și că spui Dumnezeu așa a vrut să fie cineva acolo să pentru se întâlnească ei. Moldovenii, nu? La Craiova și să se ajute între ei, da, și pentru ei a fost greu și pentru seminariști foarte greu. N-aveau voie să meargă la biserică și ei veneau pe ascuns la biserică și dacă eu îi știam, nu îi descopeream, știam că le căutam haine ca să se schimbe de așa, așa. Taina inimii v-a fost mereu alături, atât în problemele personale, cât și în celorlalți, nu? În a-i acoperi pe ceilalți. Și în toate astea am văzut mâna lui Dumnezeu. Noi nu știm căile Domnului sunt foarte... Dar dacă ne lăsăm condus de El... Ei, ne mai rătăcim pe ele câteodată, nu-i așa? Așa ni se pare. Dar dacă suntem de bună voință, nu greșim. Dacă e de bună voință, nu greșim. Chiar dacă mai facem câte o trăsnaie, mai dăm cu aiștia în gard, cum spune săranul. Haideți să ne întoarcem la Moldova. Deci după acel an și jumătate petrecut la Craiova, ați ajuns în Moldova la Stufu. A fost prima oprire în Moldova după atâta timp? Eu am venit acasă la mama. V-ați întors la Luizi? Nu, stau cu mama. Ce bine era, stau cu mama. Dar, sigur, printre preoți s-au auzit. Eu nu știam că ei mă cunosc. Eu nu-i cunosc, dar ei știau. Așa. Vorbeau între ei și au auzit că e o fată din sat care a luat acest drum. Și-au venit acasă. Și atunci, nu v-ați gândit atunci să vă întemeiați o familie, să renunțați la drumul acesta? N-a apărut gânduri. Nu. Cu toate că au fost persoane care sigur influențau pe mama sau femeile la țară mai vorbeau. Dădeau sfaturi necerute, poate. Da. Și găsiseră eu ce bine ar fi dacă ar fi Catrina, uite așa. Știu că a venit o femeie, cred că a murit, Dumnezeu să o ierte, care a venit să vadă cum e și să mă convingă să mă las de asta și să vin acasă să-mi întâmpesc, să fiu lângă mama, să fiu așa. Și când a venit acolo și a văzut cum mă simt eu, cât de bine mă simt și cât e de bine acolo, o vin și a spus că zice că tanti, cum i-o fi zis lui mama, zice, las-o, că acolo e viața ei. Acolo e drumul. Acolo e viața ei, nu o scoate de acolo. Și după aceea am aflat că ea venise cu gândul să mă corupă, să mă ducă acasă, că ei deja aranjaseră acolo o partidă, cum s-ar spune. Eu nu am nici să vă cupleze cu cineva. Da. Nici n-am întrebat niciodată ce și cum, așa prin auzit, am auzit cam cum era. Și când a venit, a spus că las-o, acolo e viața ei. Că dacă m-am dus, sigur, m-am implicat trup și suflet acolo unde lucram, unde făceam. Și au fost vremuri grele pentru preoți. Și persoana de lângă preot trebuia să fie una sigură. De încredere, de încredere, am spus. Să nu trădeze, să nu spună să nu colaboreze cu aceia, că aceia veneau și încercau. Dar dacă eram o fată proastă... Nu, eu cred că o făceați așa, dădeați impresie. Nu, dar eu așa, cu ei așa eram, așa mă făceam. Sunt o fată, nu știu... Că dacă cumva prindeau că ești o leacă așa, se infiltrau sau... A fost foarte greu. Iată ce dovadă de înțelepciune, nu? Da, până da, la urmă. Să știi urmă, să da. Taci. Nu? Da. Nu știu, n-am văzut, nu cunosc. Chiar e abordarea cea mai... Da, chiar dacă te consideri proastă, nu-i nimic. Mai bine așa. Și atunci... spuneți-mi dacă frații dumneavoastră v-au susținut pe drumul acesta. A zis că ei deja aveau familii, erau așezați la casele lor. Cum au privit dorința aceasta a dumneavoastră de a
de a-i sluji pe alții și nu o familie, așa cum era clasic în timpurile acelea. Nu știu cum să spun, dar n-au fost discuții din astea în familie, nu. Au respectat alegerea dumneavoastră. Au respectat alegerea, așa vrei, așa faci. Și nu mi-a auzit niciodată nimic. Că chiar fratele cel de acolo care era în Constanța, sigur, îi părea bine că sunt lângă părintele acolo, așa, dar nu mi-a spus niciodată că n-ar fi bine. Cu toate, poate mai spunea, uite, că mai să ajunge, o să fie, până la urmă ce o să fie. Cu cine așa, vei fi, dar vei fi așa, singură, mai voalat, așa. Dar direct nu. Practic v-au respectat drumul, ceea ce e foarte important. Spuneți-mi, când ați intrat efectiv în institut, să fiți soră cu acte în regulă, cum se zice? În 92. În 92. Și ați depus voturile pe? Da, pe... Am depus voturile în 92, primele voturi publice, la aici, la seminar, pentru că atunci când am venit, acum am spus, de la Craiova, rămăsese la Stufu, tot așa, un părinte rămăsese singur. Și-a vorbit cu un altul, măi, s-a așa de necăjit? Nu, lasă-mă, că a venit aia. Și-a venit un părinte cu o mașină galbenă și m-a luat și m-a dus la Stufu. Și am stat puțin acolo, pentru că nu știu cum a fost acolo. Aici am încurcat eu alea când am, de la acolo, tot și-am plecat acasă și m-am dus la Stufu și de la Stufu m-au luat obligatoriu să mă duc la Craiova. Am înțeles, deci mai întâi ați fost la Stufu și apoi la Craiova. Așa, apoi la Craiova, da, aici am încurcat eu. Nu alea. E o problemă, e clar că ați urmat chemarea, nu chemarea, mai contau unde. Da, și-o trebuie să vai și m-am dus cu durere înapoi. Și după aceea de acolo, așa, am venit, în sfârșit am venit acasă și de la Stufu, m-am dus înapoi de la Stufu la Craiova, după de la Craiova am venit acasă, am zis, nu mă duc nicăieri. Și de acolo, cum a fost? La Focuri. Era un părinte tot din sat de la noi. Focuri fiind unde? Aici lângă Iași. Lângă Iași, așa. Focuri, da. Era din sat de la noi, Pătraș cu Petru. Și rămăsese tot așa singur. Și când au auzit că am venit acasă, era părintele Susan, Dumnezeu să-l ierte. Zice, măi, zice, uite că asta merge acolo. Și a venit el n-avea mașină, a venit el și m-a luat cu bagajul și m-a dus cu asta acolo, la Stufu. Și acolo, nu la Stufu, la Focuri. La Focuri, aici, lângă Iași. Aici, lângă Iași, da. Și am stat mai puțin acolo și de acolo am venit la catedrală și aici erau, aici la catedrală, erau trei surori din Călugăra. Era prima parohie în care trebuia să colaborați și cu alte surori? Sau? Da. Deci prima parohie în care nu mai erați singură. Nu mai eram singură. Și aveați o echipă. O echipă, da. E, și atunci am venit aici, am stat nu știu cât, am stat la câteva luni la Focuri și am venit aici la catedrală și am stat aici până în 83. Și din 83 au fost și atunci niște, așa, părintele Grigore, au fost niște povești așa mai mari și o pleca la Focuri, nu avea cu cine, la Rădăcăneni, nu avea cu cine și m-a luat pe mine. Hai, că zic, nu am cu cine să merg și m-am dus acolo. În 83, atunci cum spunea părintele că s-a născut. Cu părintele Adrian, nu? Da, părintele da. Adrian Blăjuță, cel Blăjuț, care se ocupă de radio. Da. Și am stat acolo până aproape 10 ani. Și după aceea am venit aici la Iași, că era la seminar, era un părinte paralizat și nu avea cine l-a îngrijit. Și v-ați ocupat? Și m-au întrebat pe mine dacă nu vreau și zic, cum? Și am venit și m-am îngrijit de el la seminar. Sora, ați spus vreodată nu? Pentru că din ceea ce mi-ați povestit până acum, viața dumneavoastră a fost un continuu da. Da. Dar un da pentru ceilalți. Pentru ceilalți, da. Am spus odată nu și acum mărturisesc în fața lui. Despre ce era vorba? Era la Slănic, trebuia cineva care să meargă acolo la o casă. Atunci se cumpărase casele, erau așa și trebuia cineva care să fie și s-au gândit că ar fi bine eu. Și eu atunci am spus, nu era episcopul, era episcopar, nu știu, am spus nu. Pentru că?
Cum ați justificat? Pentru că am spus că atât am umblat, nimeni nu m-a ajutat și nimeni nu mă... Aici am găsit o leacă de stabilitate cu părintele. Și vreau să mă bucur de ea. Atât. Nu. Ați regretat vreodată acel nu? Nu. Nu, pentru că după aceea s-a dovedit că tot Dumnezeu a vrut, așa să spun, nu? Că după aceea s-au întors, s-au făcut niște cerșe și eu aș fi avut de suferit atunci. Așa. Și atunci am spus nu. Da, acum vă desfășurați activitatea la seminar. Acum, nu? Da. Și vă... Practic, viața dumneavoastră, care a fost de slujire prin atâtea locuri, s-a stabilizat acum la seminar și iată că preoții care sunt sfințiți trec cumva și prin mâinile dumneavoastră. Și știu, din sursă sigură, că vă rugați extrem de mult, atât pentru seminariști, cât și pentru preoți, nu? Cei care sunt deja sfințiți preoți. Și mai știu un lucru. Că le dați sfaturi, așa, poate cerute sau necerute, mereu aveți o vorbă dulce pentru ei. Ce le spuneți seminariștilor? Care este încurajarea dumneavoastră pentru ei? Eu răspund mereu așa, că dacă au pornit pe calea asta, trebuie să meargă întreg, nu pe jumătate. Pentru că chiar dacă mai puțin de jumătate față de altceva, până la urmă se îngreunează și nu mai poți face față. Devine o povară. Devine o povară și nu mai poți face față. Dar dacă te lepezi, domnule, cât e de greu o fi? Eu am hotărât, eu mă duc. Mai bine crăp eu decât să calc jurământul. Și cu scurt. Dacă crăp, eu mor și gata. Bună ziua. Dar nu mă împărțesc. Nu fac să fiu și aici și aici. Îi apreciați pe cei care, nu știu, poate înainte să termine seminarul, decid că acest drum nu este pentru ei și renunță la timp? Da. Credeți că fac un lucru bun? Foarte bine. Și-o dat seama ce este. Dom'le, asta ești, asta e. Numai aceia care au călcat, de exemplu, s-au făcut și după aceea au văzut că nu e pentru ei această viață. Cu aceia nu sunt de acord. Nu, pentru că este suficient timp de gândire înainte și de analiză? Da. Sau poate acum în ultimul timp am zis că poate că așa o atenuare și pentru ei, poate că nu și-au dat, se n-au fost destul de maturi, dar tot nu sunt eu convinsă de tot că nu fac rău. Care credeți că sunt cele mai mari greutăți pe care le întâmpină cei care astăzi sunt chemați la o viață consacrată, atât măicuțe cât și preoți? Evident că nu se compară cu provocările pe care le-ați avut dumneavoastră în acele timpuri. Nu era securitatea, nu erau atâtea oportunități, nu era nici măcar, iată, internetul acesta care ne pune atâtea lucruri la dispoziție. Ei acum au alte provocări. Care credeți că sunt acestea? Provocări de a ne lăsa atrași de aceste lucruri care sunt acum, că atunci nu erau. Lucruri lumești, trecătoare? La ce vă referiți? Cum zic, internet, telefoane, și îmbrăcămintea și abundența asta de bunuri, de toate felurile. Astea ar fi pentru pe de o parte. Și pe urmă, altă greutate este neînțelegerea celor din jur. Nesusținerea lor sau faptul că... Nu numai decât nesusținerea. Disprețul. Nu dispreț, că nu ne disprețuiește nimeni, dar... Vă privesc că sunteți altfel, că nu faceți cumva parte Când e ceva, imediat înțapă, la orice. Și asta este cel mai greu, când trebuie să treci peste toate. Chiar dacă ți-o zici, ce dacă? Dar e greu de zis așa. Și asta este greu. Și pentru preoți este greu, pentru, și le-am spus și la băieți mult, trebuie să înveți tare mult, pentru că oamenii acum, în zilele astea, sunt deștepți. Nu mai iau totul cum li se zice, ci mai analizează, eventual mai pun și niște întrebări, nu? Cum să spună? Deștepți în sensul că știu tot, de la urmă nu știu nimic. Uh-huh. Și cu oamenii ăștia preoții trebuie să lupte. Cu oamenii deștepți care se cred, nu că se cred deștepți, sunt, știu. Au senzația că ei știu tot. Știu tot. Știu tot și ceilalți toți sunt niște, mai ales preoții, ce ești? Stat acolo în seminar și acum vine mine. Sunt și lucruri din astea. Și în această lume, cu acești oameni despre care vorbiți, credeți că mai este loc de vocații la preoție sau la a fi soră în timpurile noastre? Da.
Pentru că, cum am zis atunci când a fost timpul comunismului, n-am crezut niciodată că o să fie libertatea asta. Era imposibil de imaginat. Nu ne puteam imagina. Și acum chiar de multe ori mă gândesc câte s-au făcut. Să auzi la radio să se vorbească despre Dumnezeu și să nu crapă. Sfânta liturghie, să și televizorul apare acolo, liturghia, și nu crapă televizorii mari lucru. Atunci am zis când că dacă regimul asta vă zicea că nu se poate, e imposibil și nu e voie. Dar nu era imposibil. Era de neconceput. Când spunea Hristos a înviat, ăsta este adevărat, un băiat era așa, odată maima s-a telefon și a zis Hristos a înviat. Dar el cum să răspundă adevărat? Just, mamă. Just, deci nu adevărat a înviat, ci așa este. Nu putea să spună unde era, nu putea să spună adevărat că a înviat, că era într-un birou undeva. Just, mamă. Așa de strict era. Și totuși, soră, e un paradox. Și totuși era? Da, dar ce vreau să vă zic, e un paradox, pentru că putem în zilele noastre să ne exprimăm credința, nu ne mai caută nimeni, dar dacă ne uităm în jur, sunt foarte mulți oameni care atunci când trec pe lângă o biserică nu fac cruce. Nu, pentru că sunt deștepți. Ei sunt cei deștepți despre care vorbeați mai înainte. Da, ăștia sunt oamenii. Deci avem această libertate, dar nu o folosim în acest sens. Da, libertatea asta nu este curățată. Este o libertate, nu știu eu cuvinte să exprim așa, murdară, nu urât cuvântul. Și superficială. Superficială și încărcată. Zic că e libertate, dar nu e libertate. Dar o folosim numai cum vrem noi și la ce vrem noi. Nu e libertate. Pentru că poate că atunci eram mai libere în conștiință. Dar acum nu e. Pentru că eu consider că sunteți persoana cea mai indicată, haideți să le adresăm un mesaj tinerilor și tinerelor care se gândesc ca de astăzi, din anul 2021, să se dedice unei vieți de, nu știu, de preoție sau de călugărie. Ce le spuneți? Cum îi încurajați? Nu este ușor, dar e frumos. Și nu frumos de ce l-a văzut. Nimeni nu vede frumusețea numai. Este o frumusețe pe care o simți. Și o mulțumire și o împlinire pe care nu o poți împărți cu nimeni și nimeni nu s-o poate da și nici lua. Numai că este foarte greu și asta se obține prin rugăciune. Nu mergi la Dumnezeu să ceri, Doamne, ajută-mă să mă fac maică. Să spun, nu. Te rogi în general, Doamne, facă-se voia Ta. Pentru că eu când am rămas așa alături de preoți și țin foarte mult la preoți, am ajuns pentru că am văzut prin ce greutăți trec preoții și biserica în general. Pentru că dacă nu sunt preoți, nici biserica nu-i. Că eu am zis de multe ori, în biserică mergem, ne rugăm, dar dacă nu vine preotul să deschide tabernacolul, degeaba stăm. Putem să mergem, să stăm și în cămin, foarte bine. Practic, este legătura dintre oameni și Dumnezeu, nu? Este preotul cel care ne traduce ceea ce ne zice zi de zi. Dacă noi preotul nu suntem nimic. Și atunci eu am zis, Domnule, trebuie să încurajăm preoția, să-i ajutăm fiecare cum poate. Pentru că ei sunt. Dacă ei nu sunt, noi nu suntem nimic. Știm, nu se deschide tabernacolul, nu se ridică mâna pentru dezlegare și atunci mai volărăm ceva? Cum putem noi, ca simpli creștini, să îi ajutăm pe preoți, dar și pe măicuțe? Iarăși mă întorc prin rugăciune, dar să nu ne... Nu știu cum să spun eu. Să le dăm pace. Să-i lăsăm să-și îndeplinească misiunea. Da, da. Să nu devenim obstacol. Obstacol pentru ei în niciun fel. În niciun fel. Cuvânt, prin gesturi, prin orice. Mai ales și la preoți. Ei sunt foarte văzuți, vizați, căutați în toate felurile, în toate modurile. Și așa că noi, ca creștini catolici, trebuie să încercăm să nu le fim piedică. E cel mai mare ajutor, nu? Cel mai să mare nu lăsăm... ajutor. Da, să le lăsăm care liberă. După lungul periplu pe care l-ați avut, nu? Până acum, spuneți-mi dacă aveți vreun regret. Regret?
Nu știu dacă am regrete. Este de fapt aceasta calea fericirii? Să nu regreți nimic și să știi că drumul pe care l-ai ales este cel pe care te-ai lăsat purtat așa cum Dumnezeu a voit? O, cu fericire. Cuvântul fericire, nu știu cum să... Nu credeți în fericire? De ce ziceți? Ce înseamnă fericirea? Nu că nu cred, dar eu nu pot să descriu sau să simt numai. Decât eu nu, cu fericirea nu știu să mă... Da. Dar ce vă face fericită? Sunteți fericită atunci când? Bucuroasă, dar fericită nu știu. Și am spus acum, îmi pare bine că am ieșit la pensie și când mă gândesc în urmă, nu este nimic care să spun că aș fi putut face și n-am făcut. Numai singurul, nu acela care l-am spus. Dar atunci, pe care ați zis că nu-l regretați, da, nu că regret, a fost cel potrivit. Așa a trebuit. Dar niciodată n-am căutat să mă dau înlături de la orice. Oricum, că nu pot să fac. Cum o fi, cum o-i putea... Drumul este înainte. Înainte, da. Și Dumnezeu totdeauna este cu noi. Și trebuie să avem asta... certitudinea și siguranța că așa este, cu toate că deodată ne vine, că adică mintea noastră nu poate să țină mereu cu Dumnezeu este cu mine, dar este. Chiar și atunci când ni se pare că nu e. Da, și asta am avut noroc, preoții care ne-au învățat pe noi când eram copii, tineri acolo, așa, asta căutau să spună, că Dumnezeu este totdeauna prezent și colaborarea cu Dumnezeu trebuie să fie. Tot timpul trebuie să colaborăm cu Dumnezeu, tot timpul. Și așa ne-a băgat din tinerețe, așa că eu asta mereu am simțit, cu toate câteodată, ca orice în viață mai devii. Eu am fost o persoană vulcanică, așa. Dar cred că asta v-a și ajutat să răzbiți cumva. Să răzbesc prin toate, da. Da, că da, altfel, da. Fără tărie, n-ați fi făcut că nimic. Mă gândesc acum că nu prea mai pot să mai merg acum... Și cât am umblat eu prin trenuri și cu gări și persoane străine și de tot felul. Și ați făcut față la orice provocare. Da, da. Și m-am rugat și Dumnezeu m-a atenționat unde trebuie să mă feresc și unde trebuie să... În Craiova a fost este un oraș mare, frumos și are niște construcții vechi. Acolo nu prea a fost front. Aici la noi în Moldova a fost front și în primul război și al doilea, atunci s-au distrus. Nu este nimic, dar acolo au rămas. Da, nu a fost front. Și mergeam prin oraș, vizitam biserici, este o biserică Sfânta Ecaterina și mă duceam acolo, dar e frumoasă în felul, dar mie nu-mi plăcea că era vopsit în toate culorile, frumoase. Dar am zis că o biserică nu trebuie să fie colorată așa, dar lor le plăcea așa. Și la și frumoasă biserică era, da. Și prin parcuri. Eu vă mulțumesc pentru emisiune, vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut până acum în viața aceasta și vă doresc putere pe mai departe să-i sprijiniți pe cei care vă cer sau nu ajutorul, să vă rugați în continuare pentru noi toți, pentru că știu că toți suntem prezenți în gândurile dumneavoastră. Da. Și mai ales îmi place când văd tineretul aici, când am venit, am văzut atâția tineri, știi, parcă mi s-a umplut inima de bucurie așa, de emoție, că toți sunteți tineri aici care lucrează și așa de mult îmi place tineretul când se implică. Întotdeauna mi-a plăcut așa. Luăm exemplu de la cei care au fost înaintea noastră și au dat tot ce au avut mai bun, nu? Pentru a-și îndeplini rolul. Asta încercăm și noi să facem. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dumnezeu mult să vă ajute și mulțumesc și eu și mă iertați, poate că am vorbit cum trebuie. Ați vorbit foarte bine, ați vorbit din suflet și noi asta vrem, oameni care să vorbească cu sufletul. Păi așa trebuie. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Iată o nouă poveste de viață din care am învățat că dăruirea este cea care întotdeauna dă rezultate. Pe săptămâna viitoare. Interviul săptămânii la RCIS FM.